Cred că suntem gata să începem. Dacă vă puteți găsi locurile, vom începe această ultimă sesiune a interministerialei a ministrilor de afaceri externe. Așadar, un călduros bun venit tuturor. Bine ați venit la această sesiune finală a interministerialei ministrilor de afaceri externe și bun venit partenerilor noștri Bosnia-Herțegovina, Georgia, dar și Republicii Moldova. Este minunat să vă văd pe toți aici. Întâlnirea noastră ne arată o cooperare puternică între NATO și țările voastre respective în aceste momente pline de provocări. NATO și aliații săi au furnizat aceste elemente de ajutor vreme de mai mulți ani prin creșterea capacității ca și reformă. Acești parteneri astăzi sunt afectați de către presiunea rusească, iar aliații NATO își cresc angajamentul și sprijinul față de ei. Este un element prin care putem să discutăm despre aceste îngrijorări legate de securitate, în special în zona strategic importantă a Mării Negre și a Balcanilor de Vest.